Doamne ferește, deci fata asta e numai călare pe stelian de când s-au declarat un cuplu. Ați văzut comportamentul ei de ieri când au fost deschise ușile și au stat doar împreună, până când și el a zis că îi se pare exagerat și îi se par interpretabile gesturile ei, pentru că efectiv a început să vorbească doar despre relații intime, despre ce urmează să se întâmple, despre faptul că nu vrea să încalce regulamentul și să vină noaptea peste el în casă și așa mai departe. Adică s-a mai discutat acest subiect că nu are deloc demnitate Ramona și se pare că încearcă doar prin metode din acestea de natură sexuală să îl acapareze, să îl îmbârlige pe Stelian, care nici el nu e tocmai un copilaș, dar până și el și-a dat seama că nu e în regulă comportamentul ei și sunt absolut convinsă că în acest sens vom avea o reacție și din partea mamei lui Stelian, pentru că spunea doamna Simona la începutul emisiunii că a intervenit cineva cu un mesaj de acasă. Dar lucrul acesta nu mi-a plăcut deloc la ea și faptul că are un comportament atât de obscen și de lipsit de inhibiții în fața întregii țări spune multe despre ea.